2021 este despre a fi diferit pentru că vor fi din ce în ce mai mulți actori pe scenă, adică creatori de conținut. Dar asta nu este neapărat un lucru rău pentru că și scena se poate mări. Pentru a rămâne relevant și a atrage oamenii să-ți urmărească conținutul de pe YouTube și să se aboneze la canalul tău, e bine să ai o abordare cât mai creativă și personală în modul în care îți prezinți informația. Am primit foarte des întrebarea, cum probabil ai primit-o și tu, cum îi fac pe oameni să se aboneze la canalul meu de YouTube. Din punctul meu de vedere, nu este mare inginerie să faci asta, iar majoritatea creatorilor știu cum să o facă, doar că cei mai mulți vor soluția aia super rapidă. Dacă se poate, gata milionul de subscribers. Din păcate, lucrurile nu funcționează chiar așa. Dacă nu se creează acea punte de încredere între tine și privitor, de ce s-ar abona la canalul tău de YouTube? Tu când te uiți la un clip pe YouTube, dai mereu subscribe? Nu, normal că nu. Doar atunci când ești realmente interesat de subiect sau vrei să vezi mai multe clipuri de la acea persoană. Dar în majoritatea situațiilor, cauți un anumit subiect, te uiți la clip, îți place, dar nu dai subscribe. Și nu pentru că nu ai vrea, ci pur și simplu nu te gândești la asta. Tu ai venit să vezi ceva, ai văzut, ai plecat. Aici intervine marketingul sau cât de bine știi să-ți promovezi canalul în fiecare clip pe care îl creezi. În structura oricărui video de-al tău, pentru că trebuie să ai o structură, îi poți invita pe privitor să se aboneze la canalul tău pentru a te urmări și în alte subiecte. Această tehnică este foarte bună pentru că efectiv îi arăți omului cum să facă asta. Problema este că toată lumea face la fel, iar privitorii sunt deja obișnuiți să vadă asta, nu mai iese în evidență. De aceea, în acest video te voi învăța asta. Acum, te invit să dai click pe linkul de mai jos, acolo unde scrie subscribe, pentru a-mi urmări toate clipurile sau toate tutorialele în Adobe Premiere și After Effects. Ei, altă experiență. Acum că ți-am captat atenția, hai să-ți arăt cum faci acest efect în After Effects. Dar mai întâi, pentru a realiza acest efect, e bine să știi sau să ai noțiunile de bază în After Effects. Dacă nu le ai, din fericire am pregătit pentru tine un curs online cu aceste noțiuni de bază. Îți las link în descriere. Acum, hai să ți-l arăt. Prima dată urcăm un clip oarecare pe YouTube și îi dăm numele tutorialului pe care vrem să-l facem. Nu uita să-l faci unlisted pentru a nu-l vedea și alții. Apoi copiem linkul cu Ctrl-C și ne mutăm pe un alt canal de YouTube. Deschidem OBS sau oricare alt program pentru captură de ecran și îi dăm să înregistreze ecranul. După care mergem pe pagina clipului, stăm 5 secunde, apoi dăm subscribe și mai stăm 5 secunde. Salvăm înregistrarea și o ducem în Adobe Premiere. Aici căutăm porțiunea relevantă unde vrem să facem efectul. Inserăm captura de ecran peste, le selectăm și le mutăm în After Effects cu Replace with After Effects Composition. Captura și filmarea trebuie să fie la aceeași rezoluție. La mine filmarea este 4K și captura 2K, așa că îi voi da 150% la scale să o potrivesc în compoziție. Ducem filmarea peste și căutăm momentul când vrem să dăm zoom out. Aplicăm keyframe-uri pe poziție și scalare și apoi dăm shift săgeată dreapta de 2 ori pentru a sări 30 de frame-uri în față. Iar la ultimele 2 keyframe-uri potrivim filmarea în player-ul de pe YouTube. Pentru a ne da seama dacă este potrivită bine, putem să-i dăm temporar un fill cu roșu. După ce am potrivit-o, dăm F9 pe ultimele 2 keyframe-uri, iar în editorul grafic de animație, tragem de aceste linii în stânga pentru a obține o astfel de mișcare. Acum, ducem cursorul în dreapta keyframe-urilor și legăm captura cu această spirală de filmare și ea va urmări mișcarea filmării. După care îi dăm motion blur să se vadă mai realistic. Acum putem potrivi captura în așa fel încât, atunci când arăt cu degetul, să fie apăsat și butonul de subscribe. Ca bonus, putem crea un stroke circular în jurul butonului cu Shape Tool și cu Trim Pads îl putem anima să pară ca și cum l-am trasa. Dăm keyframe cu valoarea 0 pe End și după 10 frame-uri îi dăm 100 și obținem asta. Iar pentru a reveni cu ecranul în full screen, copiem keyframe-urile de pe filmare cu Ctrl-C și dăm Ctrl-V mai spre final. Le selectăm și dăm Keyframe Assistant, apoi Time Reverse Keyframe. Și obținem asta. De aceea în acest video te voi învăța asta. Acum te invit să dai click pe linkul de mai jos, acolo unde scrie subscribe, pentru a-mi urmări toate tutorialele în Adobe Premiere și After Effects. Tare, nu? Și ăsta este tutorialul. Sper că ți-a plăcut și dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like la acest video. De asemenea,
Mă găsești și pe Facebook, Instagram și TikTok pentru mai multe postări în domeniul video. Până data viitoare, nu uita să fii creativ, toate cele bune!